Ultima redută, 1947. Conducerea Steaua București, o conducere care nu își respectă suporterii care sunt alături de echipa lor în cele mai dificile momente din istoria clubului, fanii care au rămas pe baricade și nu s-au dezis de club în niciun moment, rușine vouă nesimțiților. Asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia desfășurării manifestărilor sportive are la bază prevederile Convenției Europene privind violența și ierșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestațiilor sportive, în special la meciurile de fotbal adoptate la Strasburg la data de 19.08.1985, ratificată prin legea numărul 53/1998. Asigurarea măsurilor de ordine publică în zonele stadioanelor, sălilor de sport și altor locuri destinate desfășurării competițiilor sportive până în perimetrul zonei delimitate de porțile unde se controlează biletele de acces revine unităților de jandarmi competente teritorial. Răspunderea pentru asigurarea ordinii și securității participanților în interiorul locurilor de desfășurare a competițiilor sportive, stadioane, săli de sport, patinoare, terenuri de sport și alte spații destinate activităților sportive revin organizatorilor care vor încheia în acest sens contracte de prestări servicii în condițiile legii cu structuri specializate din MAI sau cu societăți de pază și protecție și vor lua toate măsurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea căilor de acces și menținerea în stare de funcționare a tuturor instalațiilor specifice. Măsurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii și securității participanților în interiorul locurilor de desfășurare a competițiilor sportive se avizează de către unitatea de jandarmi competentă teritorial. Gradul de risc al manifestării sportive va fi stabilit de către organizatori împreună cu comandantul unității de jandarmi competente teritorial și va fi consemnat în documentele de organizare a manifestării sportive. Cu ocazia desfășurării manifestărilor sportive cu grad ridicat de risc, asigurarea măsurilor de ordine publică în interiorul locurilor de desfășurare a manifestărilor sportive se poate face și cu structuri specializate ale jandarmeriei în condițiile legii. Steaua se iubește indiferent de rezultat. Sursa, Ultima Redută, 1947.